Salutare, domnul Cristi. Salut, salut. Am apărut și cu hărmăsară. Sony, vreau să zic că foarte multă lume a întrebat de armăsar. Îl avem, doamne fiernul. Da, da. Multă lume a întrebat. Eu am mulți prieteni copii care iubesc ca ei și le plac poneii și m-au sunat. Și sunt cu care m-am întâlnit și mi-au zis, poneiul lui domnul Sony unde-i? Nu, îl avem, doamne fiernul, vin. Eu am spus că mi-o mai hopa, nu. Închide numai acolo. Închide. Că nu-l vindem numai că atunci nu-l pot de filmat, că o bușire, surturei pe el, cum o fac pe ea, în fine. Hărmăsar, eu v-am spus că multă lume m-a sunat și la telefon că să-l vând, dar nu-i de vânzare. Facem munte, dacă oamenii vor să vie, că noi nu avem cu ce să ne deplasăm acum, momentan. Fii atent la el ce zburdă. Da, da. Ți-i drag de el, așa-i? Da, foarte. Da, el am avut prima dată, spun simplu. Aha. Nu pe l-aș da. Deci nu... Nu, nici nu-i de vânzare, dar nu-l dau, nu-i de vânzare. Spune eu că... Iepele, da. Nu trebuie să mă gândesc la altul, hărmăsar, le fac cu el, frumos. De aceea, îmi place. În cadru, că cine dorește, în apropiere sau oriunde, dacă vrea să vie, mă găsește. Pentru munte. Glas, cu actele, în regulă, în sânge, luat, corect, nu-i... Vreau să zic că... Am vrut să zic că îmi place tare mult cum ai făcut aici manejul. Un manej foarte... Început, eu ți-am promis în alte filmări că începem, dar n-am avut când și... No. Așa, deci am aici... Am avut niște priorități cu animale, nu-ți mai zic că n-are rost să le repet. Deci, că... auzi, Sony, aici pot să vină copii, ai pus șaua pe el, i-ai pus corda lungă, da. Și la manej cu el, așa? Da, sigur, da, cu iepele, nu cu el. Cu iepele, pe care el o să le vedem. Salută, știi, vezi, salută din sus. Mai amăjește cu ce mai distrează pe aici. Aha. El e mai mult pentru munte, cât pentru frumusețe, că mi-e place curala lui, frumusețe, nu are aspect căluță, cât de cât. Și am avem și un mânzuț de la el, deci el e tată. A? Da, da. A, nu, că de-abia aștept să-l vedem. Și de aceea spui că prima dată, nici n-am vrut să zic să dă, că dau, că n-am avut ce să arăt de la el. Dar acum am un mânzuț de 3 săptămâni. Pe care o să-l vedem imediat? O să-l vedem imediat, da, și o să dea eu omul cu părere că... Nu, mai tata, fiat, 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 aia dragule, ai. Oh, stai bine. Am muncă, nu a fost afară, că ți-am spus că nu-i pășuni, vezi că de-abia să nu crescut nici iarba, nu le dau drumul. El nici nu o să fie afară numai de pe mai, ho. Că am vrea să obișnuiesc cu gard electric, ho, na. Hai că-i dăm drumul acum să alerge un pic cum joacă, să vedem, ha. Nu s-are pe ăsta manej, așa-i? Nu, da, păi ăsta pentru ponei făcut, că la cai mai trebuie mai înalt, dar pentru ponei e suficient. Nu a fost afară, am să tăvălească. Aha, îi place la tăvălească. Da, îi place, ia uite, tipul, sub urtă mare, păr de iarnă. Cum te simți de sărbători la tine acasă? Foarte bine. Cu familia? Foarte bine, așa-i? Bine. Ești relaxat? Da, foarte relaxat. Când văd, da, și copiii când se bucură, pe aici minte în veste când cu mânză, așa se bucură, eu m-am bucurat mai tare ca copii de mânză. Sunt în libertate, suntem în libertate, la aer curat aici. Ce ne mai lipsește? Sănătate să avem și omenie și grașă. Ce să zic? Fain. Și nici de vrag încă o pereche de asta o iapă să ia. Neagră. Tot așa, stilul ei. Dar poate că găsești. Am tot, mai cotăm așa. Dacă afund, dar de exact, deci mini. Asta iapele e mai mare un pic. Un lat de parmă, așa. Sunt mai înalte, dar asta e mini ponei șecla. Acolo în spate arătura e a ta? Ea nu, nu e a mea, deci pe ache, până, a nostru e până numai la fșură. E, dar zic că tu ai pus acolo... E, nu i-am pus, da, noi cultivăm. Ce, acolo cartofi? Cartofi avem acolo, da. De acolo câți cartofi sunt trebuie? Sau... Da, nu știu, cam în 2 tone, dacă ia în bun. Super. Sperăm numai să plouă. Mamă, asta e mare problema cu ploaia asta, acum. Că și eu dădem drumul la animale deja și la vază. Iarna n-a fost rea așa ca umiditate și ca zăpadă și ca cantitate? Nu a fost, dar a fost puțin. Ai fi vrut mai multă? Ha? Acolo pe atunci, pe de sărbători, a fost iarnă care ne-a arătat un pic că iarnă, dar după aia nu a fost nu știu ce. Nu știu, cum să zic, dacă era așa, cum să zic, pe acolo pe martie ceva ploi de ale mai zdravine, știi, dar nu de ale furtuni, așa numai ploaie mocănească, de aceea încet, era bun, era foarte bun la pământ, la tăi. Mm-hmm.
Mă vezi că ia și iarba, își dă drumul în sus, se lungește în sus, dar nu e pășunat, că jos nu, nu dă jos nimic. Și numai îl mușcă un pic și se arde dacă nu-i ploaie. Mm-hmm. Nu. Hai, gădeală, cocoasă pe celălalt. Hai, da, ce voce frumoasă are. Are, are. Hai, copile, sus. E nervos. Aha. Nervos. Numai nu, și lor, la libertate. De aceea am zis că vreau să le obișnuiesc, până am o fotă tot o legați. Știi, ieși afară. Și apoi am zis că le-am luat un gard electric, nu mai sper pentru ei. Și am uiepele, dacă ne fată și tărcat, atunci și să ai, ai terenul teren din lateral, așa e? De acolo, nu acolo, nu să plimbă pisica aceea. Acolo le bag. Acolo le împrăjmuiesc, că e deja luțănă de asta care e deja de 5 ani, știi, și apoi nu e mai așa bună. Apoi dacă la cai e foarte bună, știi, să aibă ce mânca acum. Că toată lumea m-a întrebat de cai mari, că nu... Măi, deocamdată nu-i cerință pentru cai mari. Și eu mi-aș dori să am mare. Cam așa am avut, cum ți-am spus, dar nu... Acum, momentan, îți spun altceva. Cu timpul, dacă Dumnezeu ne ajută, poate că o să fie și de mare. Dar eu mai mult pe ponei, pe cuvânt. Eu până când ăsta, eu tot poneiul țin. E foarte... Da, aici este echipa mică. Ăla e câinele tău ăla din spate. Da, e ăla săracul deja. Opa, dragule, ce faci, bă, băiatule? Se bate de... Păi da... Nervos. Are sânge el călăță. Are, are, are. Acolo. Au, ce mi claxonează Freddy, așa îl cheamă popo. Las că mergem și îl vedem imediat și pe el. Du-te numai și de minte, nu știu cum e, știu de acolo. Să le dau. Unde e, mamă? Na. Și acum îl băgăm pe el și scoatem una dintre iepe, cu mânz. Așa, stai urmă. Gabi, nu vii, te rog să mă ajut să scos. Vezi, Cristi, bucuria mea. Stați, așteptați-l și pe frățiorul mai mic. Așteptați-l un pic. Așteptați-l un pic. Nu-l lăsați apă, nu-l lăsați până atunci, bine? Ia pe lui. E drag de așa, eu iubesc, așa-i? Și e de fată, cât de curând, uite. Stați, dăm drumul? Nu? Dăm drumul. Bine, mă, dar dăm drumul un pic și după ce pot să o... Hai mereți luat așa cu ei. Hai înapoi, Cristi. Prima dată, tu, Gabi, de la lăsăm pe ei. Și mereți cu așa ni roată. Hai dați. Hai să nu fie supărare, că să nu arda drumul la în veci. Deci nu. Nu vezi cu mine. Mă bine, Gabriel. Domnul Cristi, vi drag de puneița dumneavoastră. Mânzul nu mi-l dați mie. E, da, vă rămâne poneița. Ha? Niciodată.
Vreau și eu un căluț. Vreau și eu căluț. Costă peste milioane. Nu are valoare, așa e Gabriel. Bă, costă peste câteva milioane. Ești 120 milioane. Ce vrea ca face, bă? Mama mea, dar avem un ATV. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Ați fost cu minte astăzi? Ați fost cu minte astăzi? Da! Da, ieri! Dar ieri! Ce? Ce? Șmecher, ai văzut, amu? O dat drumul la apă? Cine a dat drumul la apă? Gâștele! Bă, așa școlite gâștele am că dau drumul la rubine. Să fac baie singure. Aha. Ce nume a pus copiii la poneița? E poneița asta? Nu, e mânz. Așa. Rini îl cheamă. Rini? Rini. Rini pe ăsta mic, pe ăla pe ăsta și îi zic pe ăla. Celălalt ar fi Armando, dacă ar fi la noi. Armando, bă. Bă, dar Arduino să fie așa în pace. Altfel se distrează copiii, dar când vin copiii, deci eu asta zic, că nu numai copiii mei, că de toți copiii aici din Zalău, eu unde vor, dar cu mare drag. Oricine are drum pe la Zalău? Oricine, sigur, cu mare drag. Vezi, am început, am demarat lucrurile la 5 încet, eu ți-am spus, ți-am promis de un an și ceva, dar numai n-am reușit să fac. Priorități, nu atâtea povești, dar eu am zis, fac încet, ușor, dar trebuie fac. Dar uite-te, mai mare bucurie trebuie. Și el acum a făcut 3 ani micuțul. Așa deja o leagă la ea, le-o face amunul cu ață, cu cau acolo, știi? Au lănțișor, da? Hai, Rini, hai. Ia, cine prinde pe Rini să-l aduc aici? Dar nu stă. Ia, uite. Uh-huh. Sânge de hărmăsară în el. No, lasă-l și pe Gabi acum. Lasă-l și pe că Gabi. Că tu ai dat mai multe ture. Lasă-l și pe Gabi. Nu ai Gabi, micuțul să te văd. Oricum nu lasă de apă. Am mutat la Gabi, o să trebuie să-l luăm. Hai, Cristi, aici să te văd. Serus, dă mâna. Dă noroc. Bravo. Așa, bravo. Îmi place că l-ai lăsat și pe frățiorul tău să prindă de căluț. Acum la Gabi o să trebuiască să luăm unul de vers, știi, un ponei mai mare. Aha. Acă Dumnezeu ne ajută să îi luăm. Băi, Gabi, ce ponei vrei să-ți ia ție, Șoni? Nu dea la mic, Gabi, ți-e strele mai mărișor, dragă. Ca și de aici. E, dar dacă îți dă ție poneiuțul de la asta mică? Ha? Deci am dat-o deja. Ai, care? Cu ei ai dat-o? La soție. Aha. A, la soția, nu pot să, nu mai fac, nu pot să dau la nimeni. Am înțeles. Deci, dânsa o... afacere făcută. Da. Nu mărți la el odată, abracul la el, eu nu pot să... Hai copile. Hai copile. Rini nu vrea. Stai, lasă-l pe Rini. Adu aici pe mămica lui. Hai tu Daisy aici. Dă-o așa să văd ce face. Dă-o. Hai de nem, va. Dă-o încolo. Trage de ea, prietene. Hai. Trage. La tu coră ce ești. De la țară. Trage un coace pe blonda. Adu aici, Ani. Bravo, îmi place, Gabi, de tine, că ești un băiat serios și ești autoritar, nu te las la cai. Învârte ca să vedem din partea aia. Să vedem mânzul. Să vedem mânzul. Așa că-ți învârte. Hai să-i terminat, hai să-i terminat. E cu să se joacă cu ea. Hai. Auzi tu păsări, auzi? Da. Hă? Da. Hai mă, drag, dimineața când mă trezesc pe la 5. Beau cafeaua afară.
să apare lumina. Da, 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 da. Și păsările. Hai, mai ca și în sanatoriu, pe acolo. Uite ce. Ce foame la apă, vezi? Amu, ieri, alaltă ieri, cred că le-am dat drumul 26 ore aici în țar, și apoi am încet la obișnuie să le mai las aici să ciugulească, apoi de marți încolo le fac garduri. Deci că ți-ai cumpărat gard? Ți-ai cumpărat gard? Da, pentru ei, da. Amu, ia ce mai trebuie să fac toboganul la ei, că am și leagănele, porumbei, să... Nu, nu ți mai spui eu mai încolo ce-ar fi. Faci tobogan pentru copii? Așa, ușor. Când o să fie gata, nu-ți mai zic nimic, când tot așa încet, încet, când mai apare mai vine la pe noi la tine. Și tot cât e una, cât e alta, tot așa cu încetul. Dintr-o dată nici nu-i frumos să le ai pe tine. Da. Ce, v-ai dat drumul? Noi desfaceți ațele de la ponei să-i vedem. Trasă. Okay. N-are nimica. Unde te-o lovit? Nu l-a păsat, nu l-a păsat. Nu, dar nu mă masează. Așa. În spate. Unde la urechi? Mă, da, și ele, știi că trebuie să mai pui jos ceva. Da, du-te acolo. Dar ce grei ies. Așa-i? Nu te grei. Engage. Nu mai le mângâiem frumos, bine? Le facem dragă, dragă, bine? Lasă, 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 de aici. Ba, șanibații! Da. Dă-mi o perie! Stai că, tată, ești la gras perile, am unele perie în țarcă aici. Am o bună părlea și nu că-i vorba. Țipă părul. Bagă-l apoi, Cristiune, dar ți-o dic iepurașul de pașă, mă. Nu, lasă-l, lasă să fugă, lasă-l. Lasă-l, Cristi. Cristi, lasă-l să se joace, lasă-l. Cristi, lasă-l. Că nu călărim iepurele, hei!
de ceață. Cristi, ce ai de să vă? Se pare că i-ai pus nume. Acum i-am pus unul. Hai, la ce nume ți-ai gândit? Aripioară. Eu. Ce faci, aripioară? Ai fost cu minte, aripioară? Deja stătea primul. Gabriel, prenumele sau numele Gabriel, aripioară la cuptor? Nu, e la cuptor. Are, se muge, are. Nu, e la cuptor. Nu, dar cum să fie la cuptor? Numai eu glumesc, că-l mai înveți copii. Ți-e dragă păsărele, ți-e dragi păsărelele? Și dacă vrei cât de mult? Ai s-a rănit un pic? Nu are nimica. S-a scos un pic din no, pe... Ia, prinde și pe celălalt și duceți-l înapoi, bine? La colibă. Hai! Ce de cadă că știți? Mulțumesc! Bravo! Soate, ai și tu, are și un papagal. Ia. Unde e papagalul? Unde este papagalul? Vă, dai mie papagalul. Aici faza e în felul următor. Îmi place curat la el. Un papagal foarte frumos, are mâncare de calitate, dar îi trebuie pereche. Bă, perici pereche, au murit. No, deci... Nu trebuie să cumpărăm, am uzi 9 săptămâni. Aia e toată treaba. Și la cai, la fel. Dacă ai un cal, lui nu-i place să stea singur. Nu, dar avem acei perici, facem combinația cu ele. Nu. Cum îi zice la modelul ăsta de papagal? Nimfa. A? Nimfa. Poți să iei legătura cu domnul Costel și are dintre ea micul Alexandru. De-aia nici ca pirață. De-aia ce vorbește, tic-tic, dacă ăsta îi zici orice, știi? Repetitiv, el repetă și apoi tot zice așa. Dar am văzut că un o crescut, zice, cu mâna sau nu știu cum e crescut. Da, păi i-o dat cu siringa de mâncare. Cu asta se deschide? Să nu deschizi ca, păi nu mai putem prinde, crede-mă. Aici ai femeluța? E femeluța aia, e rost, da. Femeluța și mascul. Nu sunt tineri, nu știu, 2017. Numai că nu s-o acomoda bine pe locul și nu s-o obișnui. Și ele noaptea dorm în lădița aia? Nu, aia e pentru cuibarul. Acolo stau totdeauna pe stătătoarea aceea sus. Sus pe ăla? Este pe unul, da. Am înțeles. Ce le place? Cea mică e un pic stresată, eu zic să ne ducem un pic de aici, așa? Nu, dar așa e stresată, nu stop, dar păi trăiește așa și e cum a fost stresul ăsta ca noi. A? Nu zic nimic, știi? Sărace. Ca și noi, bine da, zici da. Tu. Nu, că știi că nu s-a obișnuit cu locul încă așa pe noi. Mai trebuie, nu s-a dus jos, de 2 săptămâni s-a dus jos și... Aici observ că mai e un pic de spațiu. Da, acolo vin porumbei, o să fie într-o boxă de aia porumbei. Și acolo poate o deala, cum îi zice, vreau să-mi iau un, bă, tătile, nu lamă, apaca. Aha. De-aia mi-aș dori, ori văd, un pui deala. Să vadă copiii și da. Alt fel de animale. Da, și acolo după rulot tot trage, mai trebuie să facem curat. Și trage mai și acolo o să mai vie boxe de astea. O să mai faci? Felul. Da, foarte, foarte fain. Bravo, eu te felicit.
Tu ai făcut lemnăria, tu ai făcut da, tot așa? Da, sigur, lemne nu le-am făcut de la gatere, am adus, da. E, dar zic că tu ai făcut da, structura. Da, noi am făcut, da, 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 nu. Eu cu domnul Biru, bă, ce și așa, un... Eu am luat două zile cam așa, nu a fost nu știu. Nu ți-o lua mult. Nu, da, dacă, ai, dacă ai avea materialul, le face tot. Da, numai nu, și aici e codă mare, cum s-a făcut primăvară, deja toată lumea taie și nu, nu este timp să... Tot așteptăm după material. Că ne tai la dimensiune, știi, și grinzile să nu avem pierderi, știi? Și mare avantaj. Cum o face luna? Auză pe tău din sus. Da, nu-i convine la tău de sus? Auzim vibrația. Aici noi avem un prieten. Zâmbește. Ce cuminți? Ce cuminți? Ce cuminți ți? Da. Unde zâmbește? Da, nu mai, că așa ce vreau să schimb. Care? Aceea o dau, aceea. Care? Grija acolo lui Slava. Aia ce stă în spate? Da. În spate la gard? Da. Să faci un schimb, să iei alta da, locuie? Nu, da, nu mai iau altele, nu mă pastă. Nu, că nu-i, vă trecem pentru copii, nu le-ți. Dar îți dă ceva lapte, așa? Da, am pentru consumul familiei, nu. N-am loc pentru ele, trebuie umblat cu ele, nu știi, Cristi, n-am eu timp de ele acum. Trebuie să le aduci și de mâncare. Și am soția mai stă cu ele, ori mami, dar pe ele încurc numai pe ele, că pul eu nu pot să dau drumul, că le rupe, știi? Aha. Păi nu, ale la vaci, apoi la caprei mici, știi? Aha. E tare strânt aici la noi, că dar le zic grege, nu ți-e pe în sus, ea le tăt să ducă, pe n-are omul picioare sărace, le tăt să facă după ea, nu este. Mai bine le ții așa, le dau asta, în casă, știi, în grajd, acolo, pe iată, le dau asta, că sara le bag, nu le țineți. Aha. Fii atent ce corne are. Trebuie să ai un pic de gât să duci cornele la ce are, zici? Are, are corne, dar e tânăr, țapă. Aha. Și asta ți-i țap, sau ții căprița? Care? Ia. E capră de 4 ani. Uh-huh. Dar e cornele lungi. Da, tot e de la asta, de la asta albă. De la asta albă? Da. Asta e bătrânele. Ce timp are oare? Nu știu. Dinți în gură nu mai are. E și cum, ce mănâncă? Păi mâncă. Așa cum poate, nu? Da, sigur. De nu să nu te înțeleg, nu selectați, înțelegi, nu să ținuce să ție, este să nu te de drag, nu să ținuce de... Pentru copii, că i-am luat pentru Cristi, și unde aceea neagră? Aceea au fost două iei, de iar e așa micuță când îmi cum ia la maru, știi? Când am luat. Și au fost cu ei. Și a pitat o crescută, după aia mi-au făcut ale galbene, după aia ala alb. Tot așa. Și au crescut, eu nu le-am vândut, iedile. Și țapa aici, tatăl s-o l-am crescut, am adus în tăcutie de carton, mai mic era ca ala. Pățav? Pățav? Da. Da, da, era original, ăsta e Métis francez, altfel să nu-i spune. A, deci ăla a fost alpin. Da, așa ăsta e alpin, când a rămânut îți dai seama că nu e alpin. Da, dar e, cum să zic, e o fomă sau o capră de-asta albă. Da, e foarte frumos. E fain, că dar are 3 ani, are, așa-i? Da.
Domnișoară, tu ce faci? Dă aici. Nu-i place dacă pui mâna pe ea. Păi l-am semănat, ea nu-i ploaie, vezi, l-am semănat la vaci. Ne-a la silos. Unde? Bă, la acolo nu-i lucrat, vezi? Aha. Să le dau așa vară, știi? Păi ia, le așa sara, atunci intră la mult, să apoi atunci să le bagă ce-o remorcosă de mălaia. Dar nu e așa nimic. Dacă nu o să fie ploi, nu o să avem nimic. Și... Vezi tu, Cristina, fericirea vine din lucruri mărunte. Deci, cum, deci ne bucurăm de ei, ne fac plăcere să-i vedem cum cresc, cum pasc, nu? Da. Așa crește și copiii lângă ei. Cum crește mânzoala, așa crește și copilul cu el. Iodat. Să joacă, să învață unul pe altul șmecherii pe-n... Așa, deocamdată efectivul. O să vedem dacă mai putem, o să mărim. Ușor, încet. Dacă să pui jos, prietenul tău. Da. Cum îl vezi tu pe el? Fericită, da? Îl văd fericit, frumos. A? E de cât e frumos. Nu stresează, nu? Nu stresează nimeni? Nu. Nu. În libertate maximă. Dar nu mai urlați, măi. Lăsați. Nu, că dar să joacă zic, e trambulina ăla. Mă duc să vedea. Mai, nu-i să mă duc să stau acolo, să-l fie de acolo, să-l fie de acolo. Ce se face?